Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seria noastră de Skyward aici pe Pixel și vreau să vă înainte de a începe, v-aș ruga pe fiecare parte să nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, dacă mă susțineți și bineînțeles dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal. Bă, nu uitați că în această seară, la ora 20, adică ora 8 seara, suntem live pe YouTube, aveți link-ul acolo jos în descriere și chiar aș vrea să fim acolo un număr cât mai mare să ne distrăm bună în fraților, este 5 jumătate dimineața, nu știu de ce, nu mă întrebați, dar mereu am un talent de a filma numai la aceste ore să-mi bag piciorul. Sunt, bine, nu pot spune că-s mor de somn, e somnic, dar sper să facem treabă bună și să știți că dacă vorbesc prostii, să știți că puii mei, în fine, mi-e somn. Da, deci dacă vorbesc prostii, să ziceți în comentarii, bă, Andrei, și pămpălău. Nu, 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 așa că după mă supăr, ziceți, bă, Andrei, vorbești prostii. Sau nu, 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 nici așa. Ok, e complicat. Fii antenă cum îi omor eu pe toți ăștia. Clean up coming. Right now, my friends. Right fucking now. Oh, ăstea i-am dat de n-am mai putut. Și o să-i dau și ăstea. Ba, nu-i dau bine dacă el nu vrea. Mai vine unul, îmi dau regenul. Bă, deci fix când mi-am dat regenul s-a gândit el, hai să nu-i mai atac. Da, mă. Nu prea are șanse să mă bată că... Pe lângă faptul că am protection 3, el are sabie de stone. Și aveam sabie de diamond. De diamond. Ok, fii antenă ce facem noi. Bam, bam. Asta e sabie pe care am luat-o de la primul tip care avea diamond. Cu sharpness. Și... Da, mă. Tu te uiți în cufere. Doamne, dă să nu-l arunc pe tipul ăsta. Vreau să iau casca. Deci nu vreau să-l arunc în void, ok? M-am impusionat puțin el când am văzut că s-a dus acolo lângă margine. După frazor. Protection 4. Hey, that's pretty good. Fii atent acum am aici. Și Potion of Sweetness. Bă, v-am citit comentariile. Și mulți dintre voi ați vrut să facem challenge-uri. Dar bă, frate, ce challenge-uri am citit acolo să-mi bă piciorul. Mi-a adus aminte un tip de un challenge cu acel slime cu knockback. Sau mă rog, de itemul ăla cu knockback, slime-ul ăla. Care, by the way, s-a scos acum foarte mult timp pentru că strica jocul, frate. Deci orice nablet, lua slime-ul ăla și spama de stânga și arunca pe toți. Deci un tip, nu știu, tipule, dacă îmi cite, dacă te uiți la videoclip, să nu știu, îmi spui și mie. Frate, ce browser folosești? Că zici că folosești Internet Explorer pentru că itemul ăla s-a scos de mult timp. Deci un tip chiar mi-a recomandat acolo în comentarii să facem acest challenge, gen să-i omor pe toți cu acel slime cu knockback. What the fuck? Nu știu dacă... Ia uite mă ce a venit asta pe mine. Nu știu dacă a fost Caterinca, gen așa a vrut el, dar... Puii mei, nu știu. Nu știu. Oh, fuck. Păi, și n-am avut loc pentru Golden Apple? Și eu fix de Golden Apple aveam nevoie. Deci eu n-am mai avut loc pentru un item care... Îmi era musai. Gen, Sharpness 1 și Sharpness 2 meu. Mi s-a dus și pe asta, dar... Amarc, amarc, că power nu ce-i drept. Bă, frate, deci i-am dat ăstea un Golden Apple Mocha. Na bine, hai încoace. Baba, în void, yes! Săracu, deci fii antenă cum o să mă acuze, noob YouTube. Ok, deci omul nici măcar nu a reușit să mă atingă și m-a făcut noob YouTube, dar nu înțeleg de ce, pentru că l-am bătut fără să mă atingă. De fapt, nu, dacă l-am bătut fără să mă atingă, mă face pro, nu? Profesionist, pro player. Dar el m-a făcut noob, ceea ce e destul de ciudat, frate. Ok, lol, deci ce m-a speriat de tipul ăsta că era full diamond și avea și enchantment acolo pe el, dar aparent avea, cred că, nu știu, projectile protection sau alte porcării, pentru că i-am dat foarte, foarte mult damage. Ba nu, n-avea nici projectile, că i-am dat foarte mult și cu arcul. Și cu arcul și cu sabia, ok. Nu știu ce încerc. Sau poate și le-a enchantat el la o masă de-aia simplă cu level 1 și cam aia a fost. Dragi de-a mea, nu știu ce să zic. Au buți fix de ce avem nevoie. Nu știu unde e ultimul timp. Legend 10146. Ok, nu înțeleg pe ăștia care au gen... Cască, protection 4. Ei, nu înțeleg pe ăștia care au nume de-astea, sau mă rog, numere de-astea în nume. What the fuck? Cum își ține omul ăla minte numele? Bine, nu e foarte complicat să ții minte, dar, în fine, înțelegeți voi. Hai să mai dăm un puțin de swiftness. Frate, unde ești, mă? Am intrat în pământ, ești nebun? Ia. Where are you, my friend? Cum ar fi acum să dea cu ceva săgeți în mine să cadă în void și să câștige la arena? Sunt curios numai dacă este AFK. Nu cred că este AFK, pentru că dacă ar fi fost... Sau poate e AFK, dar... Ok, e complicat. Mă gândeam că dacă ar fi fost AFK, ar fi fost pe o insulă aici în picioare, dar nu, că poate... A început jocul sau... Uite-l, mă. Uite-l, mă. Băga mea, aș să-mi bag, deși chiar așa nu-l vedeam. No, hai, vino la tata.
Hai, vino la mine, trăiți, ia uite-l cum vine. Da, mă? Deci fii să antrenăm cum o să se întoarcă 360 și o să ia la fugă în cealaltă parte. Hello, motherfucker! Uitați cine vrea să mă bată, sunt un om, mă rog dacă fac asta. No, bine, gata cu joaca. Mă amuză, nu știu. Deci m-a amuzat că, ci că zis Andrei, you make me cry. Why? Deci m-a amuzat foarte, foarte mult, ci că I'm bad. Oh, damn. M-a amuzat foarte, foarte mult că tipul ăla la început s-a bătut singur. Lol, e aceeași mapă, poate și-a revanșa. Deci tipul ăla la început s-a bătut singur. Eu stăteam pe loc, așa stăteam. Și el se dispera și dădea cu topul ăla pe lângă mine. S-a bătut singur. E fain, mă, să te bați singur. Ce zici, mă? E fain? Vă dați seama ce era în sufletul lui în acele momente, frate? Și când a văzut că, gen, s-o fi bucurat foarte mult crezând că sunt afecat, că nu dădeam în el. Și după când am revenit și am dat două pe ceafă, peste ceafă, mamă, s-o enerva, frate, n-am chest plate. God damn it, hai să băgăm anvilul ăsta repede pe jur. That anvil dă, uite aici, anvil, iron leggings, bam, bam, bam. Bun. Ce punem? Pickaxe, ăsta, ăsta. Da, bine că ambele arcuri au aceeași putere, power 1, nu mă ajută absolut deloc. Și acum sperăm la cei mai buni, adică unul la mână. Sperăm să pice chestplate aici. Lol, deci ok, cineva mă iubește. Deci cineva mă iubește. Care erau șansele să fie fix un chestplate? Bye bye. Dai să am grijă la Michael Bay. Că mă cam... Lol. Nu spune că nu mă lasă să fug. RIP, Michael Bay. LOL, dead fly hack. Dar era teleportat înapoi și după ce l-a teleportat înapoi, mi s-a promis că avea kill aura. Și sincer, el se uita așa și dădea într-un colț. Dar gen, îți dai seama când un tip are fly hack, pentru că unul la mână a căzut și l-a dat înapoi, bine, de multe ori se mai întâmplă să cazi și să te dea înapoi, știți foarte bine. Dar după ce l-a dat înapoi, nu îl lăsa să se miște, a zis că a apăsat W și îl tot dădea înapoi. No, ăla este fly hack, my friends, fly hack. Oh, și-am bătut codatul. Și codatul ăsta s-a bătut singur, tot se bat singur, mă. Chiar așa? Bă, tipul ăsta mai are puțină viață și eu, uite ce fac. Uite-l, mă. Du-te, bă, de aici, du-te, bă, de aici. Deci tipul ăsta mai are... Uuu, dar are iteme bune. Nu-l pot atinge. Și ăsta era codat. Și ăsta era codat. De ce tot? Sper că nu o să mă atingă pe lam. Doamne, sper să nu mă atingă pe la... Bă, ăsta e ultimul rămas și i-am lăsat itemele acelui tip. Ce nașpa. Sau abia asta e cu Fire Aspect. Da, mă, bine, hai să vedem cum stă treaba. Și am 2 Fire Aspect 2. Mamă, și are chestplate bun, probabil și cască bună. L-am nimerit iarăși. LOL, deci și-a făcut viața. Ha, nu iau foarte mult, deci de-abia de iau acest tip. Deci de-abia de iau. N-am cum să mă bat acum pentru că n-am multă viață. And we must do that. Săracul, cred că se disperă. Nu, și-a dat și pusune de regen. O să-l împing în void. Sau, oh, lol, cât îi dau cu sabia. Cât îi dau... Nu-l pot atinge. Și ăsta are kill aura, nu-i pot... Nu-i puteam atinge, v-ați văzut? What the fuck, l-am bătut, mă. Nu vine să cred, deci nu vine să cred că i-am bătut pe ăștia. Deci nu îmi vine să cred că i-am bătut pe ăștia. Frazor, s-au bătut singuri. Bine, de fapt i-am bătut eu. Dar m-a amuzat ăla din arena trecută, de acum 2 arene, de fapt. Când omul s-a bătut singur, la propriu. Să-mi bag viciorul. Holy fuck. Bun, bă, ne descurcăm bine. Uite că nu mi-e atât de somn. Câte ceasul? 5:27. Deci 5 jumate, cum am zis la început. La începutul videoclipului. Hai cu o sabie bună. O, da, așa îmi place. This is the perfect start, my friend. The perfect start. Băgăm aici 4 enchanting ca nebunii. 4 enchanting. Opa, băgăm așa. Pantalonii ăștia. Hoba, hoba, hoba. Hoba, hoba. Bun, hai să dăm puțin de speed și let's go la mid. Mă, deci... V-am citit niște comentarii care m-au amuzat. M-au amuzat foarte mult pentru că mă întrebau acolo câteva persoane. Pa, Andrei, cum joci atât de bine Skywars? Păi mei, nu, deci nu mi se pare o chestie complicată, gen... Uite cum o să-l omor pe tipul ăsta care, săracul, n-are chestplate și... Oh, omul, în loc să, nu știu, să se gândească mai bine, bă, hai să mă grăbesc să fac ceva, că n-am chestplate, că nu știu ce, uitați ce făcea omul. Omul stătea și-și aranja lucrurile. Hai să luăm noi itemele astea.
Că uite cine știe, uite, am nevoie de ele, boss. Am nevoie de ele, mă, băiete, mă. Pun și envilul ăsta. Hai că merge bine. Hoba, nu, nu, nu. Pun întâi ăsta și ăsta. Și am nevoie doi. Frate, îs bazat, iarăși. Deci, a, dar stai că mai sunt niște cufere jos. Ce faci? Ce faci? Omul n-are chest plate, m-a văzut pe mine și a început să dea în spate frumos. Păcat că l-am văzut. Deci, cred că s-o ftic acum că l-am văzut. Ok, mai sunt trei tipi deja. Hello. Și o stare sabie de diamond cu shamnes. E bine, îmi place. Când ăștia au sabie așa de diamond cu shamnes, îmi place că, pui mei, pe nu mă ajută personal. Ok, shamnes 1. Dar mai e o sabie pe jos acolo. Shamnes 1, shamnes 1, shamnes 1, multe sabie shamnes 1. Bun, ce facem? Punem envilum. Unde? La envilum. Cred că l-am aruncat. Dar știi ce facem? Uite, ne dăm în TXP ca să avem nevoie de mult TXP și fac cu shamnes 3. V-am spus diferența de la... Nu-l pot atinge. LOL! De la ce distanță m-a nimerit omul ăsta? LOL, ce hack are! Ce hack are! Nu spune că are și antic knockback. N-are antic knockback. Pa, pa! Asta era codatul. Cred că asta era codatul. LOL, și-o dat left. Ok. Pa, pa! Doamne, cât de ușor a fost să-i bat pe ăștia. Deci cât de ușor a fost să-i bat pe ăștia. Ok, fraților, încă o dată vă reamintesc, bă, să nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Încă o dată nu uitați la ora 20, adică la ora 8 seara suntem live pe YouTube, aveți link-ul acolo jos în descriere și chiar vă aștept în număr cât mai mare să ne distrăm împreună. Hai cu sabiuța, hai și cu pantalonaș acum. Pantaloneș. Hai YouTube, zice The Hunter acolo, deci bă, frate, unii mă zăresc așa instant. Deci de-abia de-am intrat și omul deja mă zări. Mă, am luat eu? Gen... Da, ok, n-am pantalon, I'm recording. Hello. Cred că acum se simt bine, băieții. Deci, frate, dacă n-aș fi avut gradul ăsta de YouTuber, nimeni nu știa cine sunt. Și așa mulți dintre ei spun că, vai, domne, deci de fiecare dată când ăștia zăresc un YouTuber străinii, de obicei, bine, sunt sigur că și mulți români fac la fel. Mamă, hello, zăză Andreea, I'm big fan. Tu unde ești, mă, tu, că puii mei, nu te uiți la mine pentru că nici măcar nu vorbesc engleză, fac clipuri în... fucking română, adică clar, sau poate, nu știu, poate știe română omul, poate are o plăcere de a se uita la clipuri în altă limbă. Mă, orice e posibil, dar șansele sunt să nu se uite. Anyway, am nevoie de pantaloni și nu o să fac rost decât dacă l-o omor pe tipul ăsta, sau decât dacă mă omoare pe mine, sau dacă o ia la fugă și și-a dat și... Ăștia se echipă sau mi se pare mie? Lol, tipul ăsta... Pa, pa. Bă, frate, nu, nu voia să cadă. Ok. Uite-l pe tipul ăla, stai să văd dacă ce spiritul m-ar ajuta, nu mă aștept ce spiritul. Am crezut că el a dat ăla cu protection și am zis, bă, hai să-l dau înainte să mă bat cu ăsta, că îmi dădea protecție plus, 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 plus. Și m-ar fi ajutat. Acum am schimbă, alert pe tipul ăsta, am șanse să-l bat, chit că n-am pantaloni. Am avut șanse să-l bat, am avut, nu mai am. Ha, mă, mi-a prins acolo într-un combo tipul ăsta. Deci m-a prins acolo într-un combo și aparent s-a ruinat totul. Frate, bă, de-aș fi avut pantalon, mă, de-aș fi avut pantalon și n-aș fi fost în curul gol, curulețul gol, a fost altceva. De-aia deci, mă disperă că nu-mi dă full armură de la început, pentru că contează extrem de mult, frate. Full armură nu contează, îți dă fier sau îți dă diamond, uite, să-mi dea ceva, și piele e bună. Deci de când nimic și pielea e mai bună. Cred că dacă aș fi avut piele pe mine în pantalon, aș fi bătut pe ăla, sincer. Deci, sincer, cred că l-aș fi bătut pe tipul ăla, așa... Riperino, Peperino. God damn it. Ok, iarăși n-am pantaloni. What? Lol. Ăstea, ce dracu să-i mai fac? Ăstea era full cu sabie și tot așa cu shamnes 1. Omul a venit, mi-a dat primit și nici n-aveam cum să fug. Că era o variantă să mă bat cu el, dar trebuia să și fug. Gen să-i dau să fug, să-i dau să fug, să-i dau să fug și l-aș fi, i-aș fi scăzut viața și așa probabil l-aș fi bătut. No, acolo în spațiul ăla mic. Care erau șansele să-l bat? Erau șanse infime în pui. Și dacă vine ăsta pe... Nu vine pe mine. Du-te la mint, frate. Hai, vezi, zi de treabă. Iarăși n-am full armă. Așa, acum să mai dea celălalt din partea stângă raș. Că ăsta din dreapta să-l zamid. Să dea ăla din stânga raș. Cum ar fi? Of. Op, așa. Poți să ne dă regen. Ok. Hey, that's pretty good so far. Ok. Oh.
Cum ar fi să dea el acum al mine? LOL, dacă m-ar fi nimerit? Ok, that was fucking close. Deci asta a fost super, super close. Ok, hai că mi-a pus că omul nu și-a pus de la început protection. Adică de ce să-i pune protection 3? Ce e aia protection 3, frate? No, și omul mi-a dat mie cartea. Mersi, bă. A fost un om foarte bun la suflet, frazul. Mi-a dat mie cărticica lui frumoasă. N-avea și o poțiune de speed așa de prin întâmplare? Nu, no, nimic? Stai că se bat ăștia. Poate găsesc aici un chest, cine știe. Sau nu. Sau nu găsesc. Mă, cred că aș fi putut să-l bat pe tipul ăsta. Ce ziceți? Credeți că aș fi putut să-l bat? Nu știu, dar știu eu ce fac. Vampel aici. Clean up. Ok. Repede ce spui tu pe mine. Nu-l pot atinge. Deci uitați-vă de la ce distanță dă omul și nu-l pot atinge. Mânca mi-ai, bă, frate. Bă, numai că o dați today. Numai că o dați. Bye bye. Hello. Săracu. Mânca mi-ar curul. Trebuie să-l batem cu arcul mai mult pe ăsta. Deci trebuie să-l batem cu arcul. Hai să vedem cum facem. O să-i dau foarte multe hituri cu arcul. După trebuie să mă duc într-un spațiu foarte, foarte mic cu el. Mic și intim. Dun, 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 dun. Nu vă gândiți la prostii. Adică stai că am făcut special să... Păi mei. Bye bye. Ok. M-am dus în partea asta. Și acum sper să se bată între ei. Aha. Aha. L-a bătut full damage-ul. Păi să-i dau pe acolo prin găurică. Am putut să-i dau. Iar l-am nimerit. Oh, mai are puțină viață tipul. Bye bye. Mamă, păi nici nu era asta foarte bun, mă. Ce frumos. Bă, și am așteptat special ca să văd că aici a tras-o ea în stânga sau în dreapta. Și am așteptat special să văd în ce parte o ia. Și s-a dus în partea care trebuia. Yes. De fapt, s-a dus în ce parte a vrut el și am simțit eu bine. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ba, manie, bânie. Lor ce numele ăla. It's zero zz. It's zero zz. Prea mulți de z acolo, frate. Prea mulți de z pe acolo. Ok. Facem noi asta să vedem stău cu Sharpness 1. Sunt destul de full armură. Hey, that's pretty cool. Băgăm aici mare. Pătrunea astea. Pantalonii. Ăla vine pe mine sau mi se pare? Cred că încerc omul să vină pe mine. Da, mă, hai. Oba, nu, se bat între ei. Bă, cred că pot să... Yes, am putut. Am făcut puțin trebuie pe mine, acum trebuie să recunosc. Deci am fost so close right now, but... Oh. What? Ce mă nimeri? Scheletele astea, what the fuck, v-ați văzut asta? Săracul Elite Slayer. Uitați-vă unde se uită, deci uitați-vă unde se uită. Și nu pot să dau în el și el poate da în mine. It's Thomas RY04. Adică hai să vin serioși, oricum avea nume decodat. No, deci... Cred că asta este clipul codaților. Băi, bine că gen am bătut câțiva codați mai devreme, gen chiar i-am bătut și le-am arătat lor că putem și că suntem șmecheri, dar nu poți așa cu toții, mai ales că nu mi-am dat seama de la început că tipul ăsta era codat, deci dacă îmi dădeam seama de la început, probabil aș fi, m-aș fi bătut altfel lucruri, știi? Dar oricum aveam să avem nașpea, era greu și nașpea, frazul, asta este ultima arenă, mă gândesc, sper, gen, dacă facem o arenă decentă, mai ales că este double health. Deci, frate, trebuie să facem o arenă bună aici pe double health. Mă aștept și pe mine, dar îi ajută și pe ei. Dacă mă duc așa ninja și iau pe la spate, o să-i aștept maxim pe ei. Știi, mai ales dacă au iteme mai bune decât ale mele. Da, hopefully they won't have such good items. Pam, pam, pam și sărim. Și uite-l pe ăla. No, bun. Eu mi-am dat poțiunea de regen. Are sabie mai bună. Știi ce o să fac? Mamă, ce luptă e aici. Bă, frate, nu-l mai pot atinge. Mori. Mori, dai. Mă dă fugă. Bun, sabia bună. Bă, și n-aveam nici boots. Deci fii antrenă că n-aveam nici boots. Și aparent am și o cască. Ok. We are dealing. Ok, 4 team mai sunt. Ninja, Corbo, Pink, Brotato, Zelticref și Mijenshan. Mijenshan. Sper că citesc bine. Sper. I hope so.
Ok, hai repede cu itemele, hai repede cu itemele, că aia văd că se bat între ei, că le scade viața. Ia uite pe acolo ce se aleagă. Lol, dar mulți acolo aia, fac team. C-a trecut unul pe lângă altul și gen nu s-au atacat, știi? Bine, unul fugea, dar celălalt avea motiv să-l atace sau nu știu. Ok, unul a murit. Se pare mie sau... Deci fie antena, ăștia nu se bat între ei. Lol, fac team? Nu, nu fac team, se bat. Mă duc și acolo. Mă bag și acolo în seama. Pa, pa! Bye, bye! Ăla-i mort? Și acum l-a mort și pe ăsta. Forță! Bă, frate, tactic, ești nebun! Ne vom vrea cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Încă o dată, oameni buni, uitați că în această seară, la ora 20, suntem live pe YouTube. Aveți zicul acolo jos în descriere. Vă aștept pe toți să număr cât mai mare. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare și, bă, neapărat, uite acum, ca de final de clip, neapărat, cât mai multe challenge în descriere, în descriere. V-am spus că e târziu, 5:39. Cât mai multe challenge-uri în comentarii, pentru că urmează multe challenge-uri. Cel puțin eu așa vreau să fac multe challenge-uri interesante, să râdem, să încercăm să devenim și mai buni, da? Bun, eu am fost Andrei, nu uitați de like, ne auzim pe live și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!